Bine v-am regăsit! Să fie weekend magic, dragilor! Să fie magic, mai ales că este cu o lună plină în Capricorn, prima lună plină în Capricorn, urmează încă una în iulie. La 21 iulie avem pe 22 iunie prima lună plină în Capricorn, adică fix weekendul acesta, și încă una în iulie. La prima lună plină, pe data de 22 iunie, am acest mesaj. Misterul vieții nu poate fi rezolvat decât de tine. Înaintez fără prejudecăți cu fiecare pas al călătoriei mele. Adevărat, tu poți să-ți dezlegi și misterul vieții, să-ți rezolvi labirintul ghicitoarea vieții, dar nu uita că poți să ai și ajutoare pentru a înțelege mai bine cum să faci, ce să faci, ce e mai bine pentru tine, cum să crești, cum să evoluezi. Să știi că, într-adevăr, sunt ghizi care, folosind instrumente de cunoaștere, precum sunt astrologii, ei te pot ajuta ca tu să-ți rezolvi misterul vieții. Tu îl vei rezolva, dar mai ai câte un ajutor care îți spune, îți mai dă o vorbă bună, o motivație, un impuls, o recomandare. Înaintez fără prejudecăți cu fiecare pas al călătoriei mele. Ce îmi place acest mesaj? Iar mesajul pentru duminică o să fie acesta. Cu cât ești mai deschis să primești mai multă bucurie, cu atât ai mai puține granițe. Să oferi este mai important decât să câștigi. Depinde pentru cine povestim aici, că mai sunt și persoane care nu consideră așa, dar da, într-adevăr, să oferi este mai important decât să câștigi. E acea bucurie când ai oferit și ai dat cu toată inima și celălalt s-a bucurat și știi că ai făcut un bine și știi că Universul te-a susținut să faci ceea ce-l bine și că Dumnezeu lucrează prin tine. Fiecare lucru bun pe care îl faci, de fapt, îți arată că Dumnezeu lucrează prin tine. Cu cât ești mai deschis să primești mai multă bucurie, cu atât ai mai puține granițe. Cât de frumos! Este un mesaj foarte frumos. Eu sper că voi sunteți bine. Timpul trece, vara trece. Ușor, ușor o să ne apropiem și de horoscopul lunii iulie. Eu vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și vă aștept și lunea la știrile Canal D, vinerea la Flash Monden, cu aceste două emisiuni. Continui vara aceasta, continui și cu sesiunile la cabinet, unde vă aștept cu mare drag cei care doriți să vă cunoașteți, să experimentați ceva nou, să înțelegeți mai multe despre voi, să rezolvați o mică bucățică din piesa voastră pe care o jucați aici pe pământ sau, să spunem așa, să găsim împreună câteva piese de puzzle în marele puzzle al vieții voastre. Eu sunt aici un ghid care poate ajuta atunci când un sufletel rezonează cu mine și își dorește lucrul acesta. Nu uitați că urmează un eveniment foarte, foarte magic și anume Leon Gate, Poarta Leului, care are loc în august. O să spuneți, ai de mai mult până în august. E drept, mai este mult până în august, dar Sirius, care se apropie de Pământ și activează abundență pe 8 august. Anul acesta avem 3 de 8. Avem 8 august, iar 2024 este an numerologic 8, așadar vor fi 3 de 8. Acest portal va fi unul absolut magic. Tocmai de aceea nu trebuie să-ți lipsească acest ghid Sirius, un ghid care te ajută să te conectezi la abundență, te conectează, afli despre cine este Sirius, mitologia lui Sirius, cum să te conectezi, cum să-ți activezi soarele interior. Asculți meditația pe care am realizat-o, pe care practic am descărcat-o așa de sus. Ai ritual cu Sirius. Este un program atât de frumos. Două ore, într-adevăr, în două ore l-ai ascultat și îl poți reasculta ori de câte ori vrei tu și o dată pe săptămână pentru a te pregăti să-ți activezi soarele interior, să profiți de 8 august, care este o zi magică. Nu știu dacă v-am mai spus aici, dar eu m-am căsătorit într-o zi de 8-8-8, adică 8 august 2015 cu Lunia Civilă. Știam despre acest portal cu vreo 2 ani înainte. Și am așteptat să fie acest 8-8-8, voiam neapărat să fie cu 3 de 8, să beneficiem în relația noastră, în căsătoria noastră de acea energie.
Și e adevărat că acel infinit, și-a spus cuvântul, suntem împreună, suntem bine și privim frumos către viitor. Ideea este că pe data de 8 august, la acel portal, ai nevoie să fii pregătit pentru a te bucura de acea energie. Iar pentru asta intră pe site-ul meu, andreadincă.ro, vezi acolo la programe online, să dai pe ghid Sirius. Este la un preț super promoțional, adică este mai ieftin decât o cină în oraș. Dacă te duci să mănânci mai mult, chiar e un fel de desert, ca să zic așa, acest Sirius. Este la preț de desert. L-am lăsat așa pentru că vreau să-l onorez pe Sirius, pentru că eu de când am aflat de Sirius și de Leon Gate, peste 10-12 ani în spate, viața mea s-a schimbat și în onoarea lui Sirius, v-am spus, eu m-am și căsătorit pe data de 8 august, drept dovadă sunt poze pe, cum se cheamă, pe Facebook. Vă recomand și vouă să vă conectați cu această energie a lui Sirius și să vă îmbunătățiți viața, să faceți planuri, să vă căsătoriți, să faceți copii, să faceți afaceri, să vă activați soarele interior. Pe andreadincă.ro aflați despre astrograme și aflați și despre ghid Sirius, un ghid care nu trebuie să vă lipsească și mai ales că este la un preț chiar modic. Mai sunt și alte ghiduri pe site, le puteți folosi și pe acelea. Și acum, întorcându-ne la weekendul nostru, weekendul ăsta posibil să nu prea dormiți foarte bine, deoarece luna plină ar putea să vă lumineze așa un pic sufletul și să nu prea vă placă ce vedeți pe acolo, să fie multe de organizat, multe de făcut, de refăcut. Și a spune cumva că luna asta plină vine să ilumineze subconștientul și poate să scoată la suprafață tot felul de gânduri, tot felul de revelații, tot felul de conștientizări, tot felul de chiar și supărări. Într-adevăr, este un weekend cu o energie foarte puternică. Chiar dacă se formează un trigon între Marte și luna plină, totul este așa foarte, foarte puternic, foarte agitat. Se declanșează schimbări foarte mari în acest weekend. Așteptați-vă la lucruri care să se spună pe nume, la adevăruri, la schimbări, la o dinamică diferită în relații. Poate mulți o să aveți insomnie sau poate că o să aveți foarte multe emoții. Dacă simți să plângi, plângi. Ar fi bine să mergi la mare, să intri în mare, să simți apa mării, apa sărată pe corpul tău. Chiar dacă poate apa e un pic mai rece la noi, la Marea Neagră, intră în apă că o să fie bine, ai să vezi că o să fie foarte bine să faci lucrul acesta. O să-ți prindă extraordinar de bine să faci lucrul acesta. Este un moment magic, să spun așa, anume această lună plină care vine cumva să elibereze, să facă curat, să elibereze, să facă curat, să schimbe, să îmbunătățească, să vă ajute cumva să vă remodelați, să fie o resetare, o reorganizare în viața voastră. Vine cu o putere mare. Unii veți avea vise, visuri, deja avuri, tot felul de experiențe extrasenzoriale. Unii veți vedea un pic diferit lucrurile din viața voastră. Chiar a spune că în weekendul acesta este despre această lună plină și sâmbătă și duminică. Avem într-adevăr un trigon care se formează. Este și pe weekendul acesta și o energie un pic așa agitată, pentru că se mai agită apele acolo unde poate nu se acceptă un adevăr, unde poate cineva nu vrea să vadă niște lucruri sau altcineva poate trăiește în minciună, deci pot fi și niște momente în care să fie persoane care se simt strânse cu ușa sau foarte recalcitrante, agitate, nervoase. Este totuși o axă destul de agresivă, această axă cardinală RAC-Capricorn. Și oricum se cere echilibrare, adică este despre a echilibra. Să echilibrăm, să facem un pic lucrurile altfel. Contează foarte mult să fie echilibrare, să fie echilibru între partea feminină și partea masculină. Și acum, întorcându-ne noi la fiecare semn zodiacal, și bineînțeles că o să încep cu berbecul,
Vreau să vă povestesc așa scurt și la obiect ce puteți să faceți voi în acest weekend. În afară de faptul să vă bucurați de luna plină și dacă se poate să mergeți la mare, la munte, să vă bucurați de timp cu familia, să petreceți, să vă bucurați de vară. Dragilor, viața este formată din momente mici, momente frumoase. Profitați de fiecare moment și haideți să vedem cum profită zodiile în weekendul acesta de mare, de vară, de căldură. Berbec. Berbecii fac niște schimbări în relația cu familia, dar și cu oamenii cu care lucrează. Posibil să iasă la suprafață niște conștientizări, niște concluzii legate de carieră. Ce să faceți, cum să faceți, unde ați greșit, unde puteți să îmbunătățiți. Aveți o ieșire în societate, o ieșire la un eveniment unde reputația voastră este foarte bună sau cel puțin vă dați seama că aveți respectul celorlalți, că în sfârșit ați ajuns la punctul acela pe care vi l-ați dorit, adică sunteți recunoscuți, sunteți respectați, sunteți validați, dar e posibil să vă dați seama că deși ați luptat pentru lucrurile astea, nu mai contează pentru voi și de fapt contează să fie bine în echilibru cariera și familia. Financiar este un weekend bun, sunt și cheltuieli, dar vin și bani către voi, sunteți pe zero, nici pe plus, nici pe minus, dar e ok, adică și bani vin, dar se și cheltuie, totuși dați înainte, chiar dacă sunt cheltuieli, dați înainte și chiar a spune că și în dragoste faceți așa o apropiere, o împăcare cu membrii familiei, petreceți timp cu aceștia, vă conectați foarte mult cu familia. Taur. Taurii își recunosc minusurile. Și pentru că vă recunoașteți minusurile, e ca și cum primiți niște puncte bonus, pentru că minusurile, de fapt, când se recunoaște o greșeală, tu știi cum să o rezolvi, cum să o repari și să o transformi într-o calitate. Dar când nu ești conștient de o greșeală sau nu ești conștient de un minus pe care îl ai și nu vrei să ți-l recunoști, tu practic nu-l rezolvi și acel minus se va adânci, se va adânci. Să-ți recunoști un minus este cel mai mare bine pe care poți să ți-l faci, deoarece când tu îți recunoști, da, domne, sunt prea direct sau nu sunt diplomat sau sunt prea gârcit sau sunt prea nu știu ce fel, eu dau niște exemple acum, în momentul ăla când îți dai seama unde tu greșești, poți să lucrezi la chestia aia și să o transformi în ceva bun. Este un weekend în care călătoriți, învățați, descoperiți multe lucruri noi, ieșiți în natură. Este un weekend în care dacă aveți examene, le veți lua cu bine, dacă participați la grup, la adunări, așa cu grupuri, la o lansare de carte, la un curs, la un workshop, la o nuntă, la un ce ori mai fi pe la momentele astea, să știți că vă veți simți foarte bine, veți crește, veți evolua, va fi o energie foarte bună, iar examenele puteți lua cu brio, călătoriile pot fi foarte bune și folositoare. Și în dragoste, pasiune mare, iar cumva energetic vești bune pentru că sunteți susținuți. Gemeni. Gemenii weekendul acesta au parte de transformări foarte mari pe o axă financiară. Aici a spune cumva că lucrurile se pot schimba pentru voi. Fie că aveți un câștig mare neașteptat, fie că veți câștiga pe viitor, vi se face o promisiune, semnați un contract, negociați cu cineva și ajungeți la o concluzie. Ideea este că o energie benefică se întâmplă pe această axă a banilor. Soarele cu Venus, cu Mercur în casa banilor, cu lună plină în Capricorn pe casa voastră a 8-a. E clar că este momentul pentru eliberări, vindecare, transformare. Este clar că este momentul pentru o schimbare majoră în viața voastră. Weekendul acesta aveți nevoie de relaxare, de mâncărică bună, de răsfăț. Și în dragoste vă răsfățați și cu prietenii vă răsfățați. Ce să mai... Este un weekend foarte interesant. Dacă nu veți dormi prea bine, un ceai de valeriană sau un lapte cald, mă rog, glumesc acum, fiecare ce dorește, ceaiul de valeriană chiar are efect, sau o melatonină, vedeți și voi cu ce rezonați în cazul în care nu dormiți foarte bine, dar poate nu dormiți că vă distrați. Rac.
Racii în acest weekend vor simți totul la cote maxime. Este normal, este firesc, este luna plină a voastră. Luna plină în Capricorn este luna plină a racilor, adică soarele în rac și luna în Capricorn. Este față în față cu voi. Luna pur și simplu vine să pună, să puncteze niște emoții, vine să pună un pic lucrurile în ordine, vine cumva să echilibreze lucrurile în viața voastră. Categoric că focusul este pe relații, categoric că aveți această perioadă destul de încărcată. Puteți să faceți curățenie în relațiile voastre, puteți să eliberați lucrurile din punct de vedere emoțional. Faceți curățenie, vă detașați, iertați, schimbați. Este un weekend în care vă puneți față în față cu ceilalți, față în față cu nevoile celorlalți. Poți veni idei foarte bune, vă amintiți de lucruri extraordinare. Venus vine cumva și poate să scoată la suprafață foarte multe lucruri. Chiar a spune că cumpărați și chestii pentru voi, de frumusețe, pentru casă, pentru cei dragi. Puteți să cumpărați niște lucruri, dar atenție să puneți o limită de buget, adică să nu cumpărați prea multe. Un weekend intens, cu multe emoții, cu ușoare insomnii, cu o intuiție extraordinară, cu revelații și cu cheltuieli pentru casă, pentru familie și pentru frumusețea voastră. Leu. Leii primesc niște bonusuri weekendul acesta, mai ales pe la locul de muncă, unde o să facă o schimbare, unde vor să îmbunătățească niște lucruri, unde pur și simplu se duc pe o zonă, să spunem așa, foarte interesantă. Chiar pe sănătate puteți să stați un pic mai bine, să aflați un tratament sau să înțelegeți ce aveți de făcut pentru o stare mai bună. Vi se eliberează și foarte multe emoții, stări negative legate de zona muncii sau de tot ce înseamnă carieră sau poate anumite griji pe care le aveți din punct de vedere financiar. Deci grijile financiare se eliberează, grijile financiare se duc cumva pentru că găsiți anumite planuri și strategii concrete pe care doar să le aplicați și cu siguranță că se vor întâmpla lucruri. Această lună plină poate să vă dea și vouă cu insomnie, cu agitație, cu multe emoții, poate chiar cu o sensibilitate majoră, dar înseamnă că aveți nevoie de toate lucrurile astea pentru a înțelege ceva, pentru a evolua. Fecioară. Fecioara reușește weekendul acesta să facă niște schimbări în viața ei și mai ales pe sectorul iubirii. Dacă vă doriți să faceți copii, să știți că este un weekend foarte fertil. Este un weekend care aduce fertilitate, să vă puneți intenții, să vă eliberați de fricile legate de copii sau de a avea copii sau de cum vă înțelegeți cu copiii. Puteți să vă faceți niște eliberări legate de prietenii care nu mai sunt ok în viața voastră, legate de iubire, copil interior, creativitate și, bineînțeles, echilibru între cât dragoste oferi, cât primești, cât de creativ ești, cât de mult faci din ceea ce tu vrei. Pur și simplu o să treacă foarte multe prin sufletul vostru, prin mintea voastră. Prietenii, evenimente, socializare, sunteți printre oameni, iar în dragoste lucrurile ar putea să înflorească, să se ajusteze, să se echilibreze acolo unde este cazul. Poate că luați decizia de a avea copii sau de a vindeca copilașul interior sau de a face lucruri pentru sufletul vostru, să vă distrați pentru voi. Oricum este o energie intensă, cu foarte multă spontaneitate, creativitate. Atenție la nervi și la critică. Balanță. Balanța weekendul acesta reușește să își facă un echilibru în viață sau cel puțin asta și-a propus și da, sunt șanse foarte, foarte mari. Poate vă preocupați de casă, de a arunca anumite obiecte care nu mai sunt folosite sau de a le dona, de a face curățenie prin casă, de a căuta o casă, de a căuta un spațiu nou, de a vorbi cu familia, a vizita familia, a fi vizitat de rude, planuri cu rudele. Se schimbă un pic dinamica în relația cu familia, se schimbă un pic energia în casă, este momentul să schimbați energia în casă, este momentul să faceți niște îmbunătățiri legate de casă. Este, să spunem așa, important tot ce înseamnă
discuția aceea pe care poate ați tot amânat-o cu membrii familiei sau cu partenerul, partenera. Pe zona profesională poate să fie un eveniment la care participați sau la care în weekendul acesta primiți o invitație care să vă ajute. Puneți și niște bani deoparte, mai ies și niște lucruri la suprafață legate de sănătate, deci un pic atenție să vă odihniți și atenție și cu micii dușmani. Scorpion. Scorpionii în acest weekend au parte de conștientizări foarte mari și, într-adevăr, gânduri multe, extrem de multe gânduri. Să fac așa, să fac invers, să nu fac nu știu cum. Ideal ar fi să mai lăsați mintea să mai înceteze sau să încercați să o puneți mai pe pauză și să vă relaxați. Ieșiți în natură, mergeți la munte, la mare, ieșiți măcar din casă, în parc, întâlniți-vă cu cineva, sunați-vă frații, surorile. Pur și simplu aveți nevoie de puțină apropiere cu persoanele dragi, aveți nevoie de apropiere cu natura. Sunt multe gânduri, multe conștientizări. Dacă totuși mintea e taca, 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 măcar să vă scrieți într-un jurnal. Să vă scrieți într-un jurnal, să vă faceți o baie cu sare, să faceți un ritual de lună plină, să dați cu tămâie prin casă, să curățați un pic prin casă. Este foarte important lucrul acesta. Această lună plină activează cunoașterea, cursuri, călătorii și activează cumva niște idei pe care poate le-ați ținut așa ascunse sau pe care nu le-ați luat în seamă. Ies la suprafață idei care vă ajută să evoluați. În relații, multă pasiune și poate să fie și așa o restartare pentru voi, adică multă dragoste, multă apropiere fizică, intimă. Săgetător. Săgetătorii weekendul acesta au niște bonusuri financiare. Iată că este momentul pentru voi să primiți niște bani sau să vi se facă un calcul, să vi se promită un bonus, să vi se promită niște bani. Asta este minunat pentru că îi așteptați, deja știți pe ce vreți să-i cheltuiți. Urmează să se întâmple această tranzacție, acest transfer care pentru voi pare să fie important și într-adevăr, da, este important pentru că vreți să creșteți, vreți să evoluați, vă ajută destul de mult. În aceste zile, să știți că veți avea și alte idei noi legate de zona banilor, legate de investiții, posesiuni, dar și legate de banii la comun. Vă gândiți un pic la o strategie în privința banilor la comun, unei moșteniri, unei succesiuni sau altor bunuri pe care le aveți de împărțit cu alții. În dragoste se precipită un pic lucrurile pentru că posibil să vă stăpânească ceva, să se condimenteze un pic viața voastră intimă, viața voastră sentimentală, să se condimenteze în privința copiilor, în privința unei noi iubiri, în privința împăcării cu cineva. Pur și simplu se condimentează un pic viața intimă și aș spune că asta e minunat dacă știți ce vă doriți cu adevărat, desigur. Capricorn. Voi sunteți împreună cu racii vedetele weekendului pentru că luna plină se formează în Capricorn și este prima. Așadar, dragi capricornii, deci e o lună plină la voi acasă. Dacă vă ia cu plâns, cu nerăbdare, cu agitație sau alte stări emoționale, crize emoționale, nu fiți prea, să spunem așa, critici cu voi, ci fiți îngăduitori pentru că această lună plină ar putea să vă cormonească de toate sentimentele, de toate gândurile, de toate dorințele, să vă apese pe toate lucrurile din interior. Deci nu este chiar atât de ușoară această lună plină în semnul vostru. Este totuși o lună plină pe axa RAC-Capricorn. Luna este guvernată de RAC, semnul vostru opus, adică a spune că este una dintre cele mai puternice luni pline din an. Din punctul meu de vedere, luna puternică este luna în RAC, luna în Capricorn, în Scorpion, adică acestea sunt niște luni, luna în Taur, iarăși că este în exaltare. Aceste luni sunt foarte puternice, dar acum este luna în Capricorn, la voi acasă și weekendul ăsta e despre emoții, despre eliberări, despre a vă detașa de ceea ce nu vă mai servește, despre a face curățenie, despre a înțelege exact ce vă doriți, despre a vă repoziționa relațiile voastre, a echilibra cine sunteți voi cu ce vor ceilalți să schimbe la voi, adică pur și simplu este un weekend în care
puteți să aveți parte de foarte multe transformări, de vindecare, de eliberare, de o resetare. Puteți și manifesta, să vă faceți niște planuri, să vă gândiți la ce vreți voi să aduceți în viața voastră, dar puteți și să eliberați ceea ce vă blochează, pentru că da, este momentul să faceți lucrul acesta. Relațiile, dacă sunt bune, vor înflori, dacă nu sunt bune, vor dispărea, se vor risipi. Din punct de vedere financiar, aș spune cumva că puteți să găsiți niște strategii să vă fie mai bine. Cu Marte în casa iubirii, este clar că și Marte face aspecte chiar bune. Weekendul acesta este în trigon cu Luna. Vă veți simți îndrăgostiți, vă veți simți bine în dragoste, vă veți simți cumva apreciați și sedimentează zona aceasta a iubirii și a planurilor legate de iubire, copil, activități recreative, mai multă siguranță de sine și încredere. Dar, cum spuneam, luna plină poate să activeze și crize emoționale, insomnie, plâns, certuri. Dacă tu nu ești bine și te tot minți că ești bine, că ești bine, normal că luna asta plină vine cu super forță, cu lumină și scoate adevărul la suprafață. Uite mă, geluțule, că nu ești bine. Și atunci, da, pot fi niște momente acolo de criză. Vărsător. Vărsătorii au parte de multe conștientizări, în special pe zona de carieră, dar și pe transformarea spirituală. Vă dați voie să vă transformați, vă dați voie să primiți niște daruri, vă dați voie să creșteți, să vă reinventați. Este important să ne dăm voie să ne reinventăm și este important să avem o susținere potrivită de la cei din jur. Chiar puteți să simțiți această susținere, special veți primi o susținere de la familia voastră, poate primiți daruri financiare, poate aveți moșteniri, o casă sau se rezolvă în privința unor averi, moșteniri, terenuri, case, pământuri. Este o energie destul de puternică și potrivită din punctul ăsta de vedere. Se poate să găsiți niște variante bune pentru sănătatea voastră, pentru rutina de zi cu zi și să înțelegeți unde greșiți voi în rutina voastră zilnică, să înțelegeți unde mai aveți voi de îmbunătățit anumite lucruri, să înțelegeți ce puteți schimba din punct de vedere sănătate. Poate mai mult sport, poate mai multă mișcare, poate mai multe fructe, legume, planuri noi legate de muncă, planuri noi legate de rutine și sănătate, creștere spirituală, creștere profesională. Și puține călătorii și gânduri bune pentru vărsători. Pești. Peștii weekendul acesta au o schimbare pe care trebuie să o facă. Au un plan, au un gând pe care l-au repetat și vor să facă o schimbare. Iată că e momentul schimbărilor. Este momentul să vă accesați niște șanse, să vă gândiți la șansele voastre, să vă gândiți, ok, hai să văd ce pot să fac, cum pot să fac, care sunt posibilitățile, care sunt lucrurile bune pentru mine. Este momentul să țintiți către ceva măreț. Este momentul să schimbați anumite prietenii, să vă apropiați de oameni pe care îi admirați și să vă îndepărtați de cei cu care nu mai rezonați, să vă îndepărtați de oamenii care pur și simplu vă seacă de energie și să vă apropiați de cei cu care aveți țeluri comune și cu care puteți să creșteți frumos. Este un weekend în care și dragostea trece prin transformări, relația cu copilul sau zona asta de relație, de iubire. Poate că nu ar strica să lucrați un pic la iubirea de sine și de ce nu să priviți un pic acolo unde sunt schimbări tot amânate, pentru că, uitați, weekendul acesta chiar poate să fie un weekend bun pentru a avea unele schimbări în viața voastră. Sunt câteva momente cu frații, cu surorile, poate chiar anumite discuții legate de bani sau legate de o călătorie. Aceste discuții vă ajută să înțelegeți cum stau lucrurile și să vă faceți niște planuri mai bune și strategii care să vă fie folositoare pe termen lung. Pot fi surprize frumoase pentru voi în weekendul acesta cu multe schimbări și transformări. Dragilor, să vă fie de folos, weekendul să fie magic. Nu uitați să dați like, share, subscribe și vă mulțumesc că ați ascultat acest clip.